Bună dimineața, bună dimineața din Parcul Național Olympic. Suntem pe drum spre micul dejun, ne-am trezit de dimineață și după aceea o să ne întoarcem la hotel, să ne luăm lucrurile și să mergem în prima drumeție. O să mergem la o rainforest și după aceea la o plajă. Și dacă mai avem timp, o să mai facem și alte drumeții astăzi, dar ne-am decis că mâine, în loc să mai stăm aici și să mai vizităm, o să mergem în Seattle, pentru că Casey nu a vizitat încă Seattle și o să vedem și chestii de acolo. Singura problemă este că nu mi-am adus haine de Seattle, deci mi-am adus doar haine de drumeții, de scandal, așa că asta este, o să port ceva mai sport în Seattle. Ca norocul că aici în America de obicei lumea nu se îmbracă foarte elegant și în plus în Seattle este un oraș foarte casual, așa că o să fie ok. O să, da, în fine, v-am lăsat, mi-e foame de mor, cred că fiecare zi mi-e foame, asta pentru că am făcut foarte multe drumeții. Pa! I don't like waffles for breakfast. I want something savory. But thanks for thinking about me. A ajuns și mâncarea. Asta este cafeaua. Este mâncarea lui Casey. Bun apetit! Și haideți să vă povestesc puțin despre acest parc. În primul rând, vreau să vă spun că mi-am cumpărat un microfon, deci sper că se aude mai bine acum că înregistrez. Să-mi lăsați un comentariu să-mi spuneți dacă preferați această variantă cu microfon sau cea inițială fără microfon. Ei bine, haideți să vă spun câte ceva despre acest parc național, Olympic. Parcul se află pe peninsula Olimpică din statul Washington și acest parc are peste 3 milioane de vizitatori în fiecare an. Cea mai populară destinație din parc se numește Hurricane Ridge. Este o zonă muntoasă în care am vrut să ajungem, dar n-am mai reușit să ajungem. Parcul Național Olimpic este unic prin faptul că înglobează 3 ecosisteme distincte în limitele sale. O pădure tropicală temperată, coasta Oceanului Pacific și, de asemenea, munți. Putea spune că motto-ul acestui parc național este avendității. Această diversitate de peisaje îl face unul dintre cele mai diverse parcuri naționale din punct de vedere ecologic din Statele Unite. Acest parc național se mândrește cu un nivel incredibil de ridicat de biodiversitate, cu multe specii de plante și animale care se găsesc în interiorul granițelor sale.
bună din mașină, așteptăm să intrăm în Parcul Național. Se pare că trebuie să așteptăm aproape 2 ore să intrăm. Este o coadă imensă și încet, încet să sperăm că ajungem. Da, este foarte, foarte multă lume astăzi. Cred că pentru că este weekendul de 4 iulie sau poate este așa în general și parcul acesta este mai faimos decât celelalte două la care am fost, nu știu, dar trebuie să așteptăm foarte, foarte mult timp. Și plus că parcarea este plină, deci trebuie să așteptăm și să parcăm mașina, dar n-avem încotro. Și după asta mergem la Rainforest și după aia o să mergem la o plajă și acolo la plajă cred că o să trebuiască să așteptăm mult să parcăm, dar asta este ultimul parc național la care o să mergem. Mâine ne întoarcem în Seattle. Sperăm să vizităm un pic din Seattle și poi mâine ne întoarcem înapoi. Am ajuns! Suntem foarte fericiți că n-au trebuit să stăm atâta în mașină să așteptăm. Așa că suntem gata de distracție și trebuie să ne facem și o selfie. Acesta este al 8-lea parc național la care am fost împreună. La cât mai multe! Prima noastră oprire a fost pădurea tropicală Hoh, adică Rainforest în engleză. În limitele acestui parc național se află 3 păduri tropicale, Hoh, Queeds și Quinault, și aceste 3 păduri împreună formează cea mai mare pădure tropicală temperată din lume. Aceste păduri luxuriante primesc precipitații abundente și găzduiesc copaci impunători acoperiți de mușchi și ferinci. Pădurea tropicală Hoh, care este situată în partea de vest a parcului, la aproximativ 2 ore de Port Angeles, este una dintre cele mai vizitate locuri din parc pentru biodiversitatea sa incredibilă. Această pădure tropicală este un loc incredibil pentru a vedea mușchii crescuți pe copaci. Pădurea tropicală Hoh, de asemenea, primește una dintre cele mai mari niveluri de precipitații din partea continentală a Statelor Unite și această abundență de precipitații este esențială pentru susținerea vegetației luxuriante a pădurii tropicale. Cel mai important factor care contribuie la numărul record de precipitații din acest parc se datorează proximității sale față de Oceanul Pacific. Noi am ales să facem o drumeție din această pădure tropicală, care se numește Hall of Mosses, adică sala mușchilor. Mai bine zis, hala mușchilor, a nu se confunda cu sala de făcut exerciții. Următorul obiectiv turistic vizitat a fost plaja Rialto, dar am zis, înainte să mergem la plajă, hai să ne oprim la hotel să ne lăsăm lucrurile. Și acest hotel a fost destul de modest. Noi am vrut doar să stăm lângă Parcul Național. Orașul în care era acest hotel se numește Port Angeles și este unul dintre orașele care este aproape de Parcul Național. Al doilea oraș este Forks. Am stat în noaptea următoare la Forks. Nu e cine știe ce, dar a fost ok. Pe drum spre plajă ne-am oprit la un obiectiv turistic cu vampiri. Dacă eu sunt din Transilvania, asta înseamnă că nu pot să merg? Ce ziceți? Și am ajuns în sfârșit pe plaja Rialto, știu, nu arată ca o plajă obișnuită, nu era nisip foarte fin, de asemenea era destul de răcoare acolo, dar este ceva mai deosebit. Bună, bună de la plaja Rialto! Este destul de rece și din păcate nu putem să mergem până unde voiam, pentru că este acoperită cărarea cu apă, dar e ok. Am mai vrut să mai mergem și la alte plaje, dar sunt destul de departe, așa că nu cred că mai ajungem.
burger de la... Bună dimineața din camera de la hotel. Nici nu știam că avem terasă, așa că nu e rău, nu e rău. Doar că camera nu e cine știe ce. În ultimele 3 nopți nu am... asta e a treia oară când nu am stat la un hotel foarte bun, dar cred că mâine în Seattle o să avem un hotel mai bun. Am încercat să stăm la ceva mai faine, ceva mai ieftine. Bineînțeles că aici, lângă Parcul Național, nu se găsește cine știe ce hoteluri și sau sunt foarte, foarte scumpe. Așa că, oricum am zis că dacă o să ne petrecem toată ziua în parcurile naționale, nu contează unde stăm, ce și cum. Suntem destul de obosiți, nu că astăzi am fi făcut cine știe ce, doar că am avut niște zile foarte, foarte ocupate cu condus, cu mersul în Parcul Național, așa că am zis că acum o să ne relaxăm, o să bem o bere, o să ne odihnim puțin. Mâine Casey trebuie să se trezească foarte devreme, la ora 5 aici, 8 în New Haven, trebuie să lucreze. După aceea o să o conducem înapoi în Seattle, care este, cred că, vreo 4 ore jumate și să vedem ce putem să vizităm din orașul Seattle. După cum v-am spus, eu am fost la facultate în Portland, Oregon, care este la 4 ore distanță în sudul Seattle-ului, așa că am venit aici de câteva ori. Am văzut orașul, Casey nu l-a văzut până acum și am zis că trebuie să vadă cel puțin o piață care e foarte faimoasă, Pike Market, și să ne plimbăm prin oraș, plus că au cafea foarte bună și lui Casey îi place foarte mult cafeaua și mie și am zis că vrem să mergem la niște cafenele să încercăm ce cafea au. Așa că, da, astăzi ne odihnim, mâine ne întoarcem spre Seattle, o să vizităm ceva și după aceea ne întoarcem dis de dimineață în New Haven. O să fie o zi foarte lungă pentru că trebuie să mergem la aeroport. De la aeroport zburăm în New York. De la New York sperăm să prindem trenul. Avem doar jumătate de oră între tren și avion, deci o să fie foarte mult stres. Și dacă nu, nu știu ce să facem pentru că, de fapt, aeroportul este New Jersey, trebuie să ajungem în New York și am putea să luăm alt tren din New York, dar trebuie să ajungem în New York și după aceea 3 ore cu trenul de la aeroport până în New Haven. După aceea trebuie să mergem să ne luăm mașinile pentru că le-am lăsat la un prieten pentru că spălau străzile și trebuia mutate mașinile. Cred că nu o să mai ajungem să o luăm pe Gemma în acea zi, că o să ajungem foarte târziu acasă, cred că pe la 11 noaptea, așa că o să o luăm a doua zi de la Dog Sitter, deci o să fiu foarte, foarte încărcată, plus că ne întoarcem la lucru, așa că, da. În fine, vă las că ne punem să ne odihnim puțin, bem o bere și povestim. Pe data viitoare. O să închei aici vlogul pentru că nu o să mai iau GoPro-ul la barul de vis-a-vis dacă mergem. Așa că v-am lăsat, sper că v-a plăcut vlogul și dacă vreți să mai vedeți alte vloguri de ale mele, să apăsați butonul pe subscribe și să dați un like și un comentariu dacă vreți să mă anunțați ce vreți să mai vedeți, ce v-a plăcut, ce nu v-a plăcut. V-am pupat! Pa!